S-a dat dragilor să continuăm urmă. Ceva din clasa 12 ani și am lăsat să vorbesc despre fericirea. N-am făcut de mult o lecție eu unul singur, n-am făcut Cosmin. Și mă gândesc să vă povestesc ceva din jur cu capitolele să de cei ca să aveți pe ce am pasat în toi, trac, află primitiva și așa mai departe. Știu că mi-a făcut volumul primitive, m-am întrebat la ce a mai... la ce a putut și noțiunea asta? De ce și-a mai făcut apariția în matematică? Nu este de folos, sau cum spunea eleva de-a mea, e o primă mai ieftină, dacă știi și asta? Da, mai ieftină. M-am întrebat, trebuie să vezi și viață, nu? Nu reușesc acum să îmi amintesc cum am făcut acolo în urmă acela. Dar știu că am făcut. A fost un moment de inspirație deosebit de interesant. Așa că vă las voi să descoperiți. Dacă m-aș trebui acum, n-aș reuși să ating cu atât aceea de inspirație. Încât mă întorc și spun așa. E foarte, foarte important ca pentru o funcție dată să o găsesc pe cealaltă pe care dacă o derivez, să dea funcția dată. Adică, pentru un S, venind pe un interval din valori din el. Da? Problema este asta. Oare există? Pentru întrebat, există o altă funcție mare definită de tot. Intervalul de ciclu cu valori linear. Așa încât noua funcție F mare să îndeplinească coeficientul. Anume, F mare derivată asta
am pus la punct primitivă de 1 supra x plus b de x egal 1 pe a logaritmul din modul de a x plus b plus o constantă. Deci primul răspuns interesant de la x plus 2, nu știu ce anume, sunt mai ușor așa și am pus acum formula asta. Rezultatul asta rămâne în urmă. Păi nu este, că avem un rezultat pe care l-am găsit noi și merită să-l reținem. Deci, încă o formulă în plus? Nu. Este asta de aici. Dar a fost extinsă, nu? Și a x plus b de x egal cu locarea noastră din modul din a x plus b plus o constantă. Și la ce de ajută asta? Păi dacă ai primitivă din 1 supra 7 x minus 5, nu stai pe gânduri de x, egal cu 1 pe 7, logaritmul cuadrat din 7 x minus 5 plus o constantă. A, nu vrei să ții minte. Notezi asta. 7 x minus 5 egal cu o altă variabilă, da, cu u să fie. Și atunci, diferențiem și în stânga și în dreapta, în, derivăm în stânga, în raport cu x, în dreapta, în raport cu u, și vine 7 de x, 7, derivăm un zic de x, spune-mi tot cine am derivat, egal cu u derivat 1, 1 ori de u. Deci de x va fi egal cu de x supra 7. Și fosta integrală, deci primitiva de 1 pe 7 x minus 5 de x trece în, deci rezultă, nu spune egal, că asta e în x, cealaltă va fi în u. Sunt funcții diferite, de interval diferite, deci nu am voie să spun egal. Rezultă. Rezultă. 1 supra primitivă din 1 pe u mulțit cu de x-ul care este de u pe 7. Egal cu, aici spunem 1 pe 7, logaritmul din modul din 1. Și acum, pentru integrarea asta, revin la ceea ce aveam în variabilă de la x. Adică spun, primitivă de 1 pe 7 x minus 5 de x. Asta dacă am dat, da, cred că am dat. De x egal cu? Da. Egal cu, exact, ați spus mai înainte, egal cu 1 pe 7, cofactorat din modul din 7x minus 5 plus o constantă. Iată cât de rapid, dacă nu vreau să rețin, apare ca o integrare urgentă asta, rezultatul de aici. Imediat. Dacă nu fac substituția asta și vedeți ajung la ea. Revin la integrală imediat de 1 pe 1, de 1 pe 7 și constanta este în față și pe plecarea. Okay. Dar dacă am să am, hai să vedem, dacă am să am, și am luat de tată, dacă, de exemplu, integrală de nimic sau primitivă din 1 supra x pătrat minus a pătrat de x. Și atunci el a răzut rețelul și a găsit formula. Și a luat așa de mostră. Și am luat noi parte pe cine? Adică ar vrea să descoperim dându-ne drumul la până la lucru, nu?
mai multe din formulă celea, să le descoperim noi. Să nu mai fie cazul să ne vorbim. Și iată cum. Luăm un bonus mai spătat, nu s-a pătrat. Așa și luat. Nu s-a pătrat, nu s-a pătrat, nu s-a pătrat. E ca cu, parcă am zis, 1 supra 2, da? Pentru că 1 supra e spus, da? 1 supra e spus, da? Dacă aducem același petrol, vine expulsa, notați-mă acolo, desfăcusesem în două fracții simple, da? Asta e egalitate corectă. Vine expulsa, minus x plus a, doi ani cu aia spus, și place 1 supra e spus, nu s-a pătrat. Și odată știut asta, atunci n-am trebuit să mă greșesc primitivă din 1 supra 2a pe lângă 1 supra x plus a, minus 1 supra x plus a, de x. Și primitivă 1 pe 2a este în față, 1 pe 2a pe lângă din fiecare, nu? Din primitivă din 1 pe x minus a de x minus primitivă din 1 supra x plus a de x facem 1 pe 2a pe lângă numeratorul din modul x minus a din numeratorul din modul x plus a. Plus o constantă și cât va da, egal un spațiu, 1 pe 2a, să vă rătuam din diferența numărilor. Aici, aici sunt greutățile foarte mari. Dacă nu avem lucrurile din urmă până la nivelul ăsta, diferența de rog care se duce negativ, cât face și așa cum ne oprim aici. De aceea, prin actualitate, toată informația, procesul de modul din x minus a sau modul de x minus a plus a, modul a de x minus a, supra x plus a, plus o constantă. Iată formula aceea pe care o aveți, dacă îi, în final, în final este un lucru pe care nu putem descoperi noi. Deci, nu, am redus-o la două integrale după modelul de aici. Și acum calculul mă duce spre ea. Sigur că merită să o rețineți. Pentru că vă este de folos, vă dezabrica rapid. Dar, dacă nu o reține, să știu să descurcăm. Și dacă știu procedeul de lucru, cum anume ajung la ea, o rețin existând odată două pe ea, o rețin foarte bine. Însă, mecanic, nu este de folos. Să o memorez, încarc în memoria. Deci, cu cât mai puține lucruri memorate, dar descoperite partea logică, firul roșu, cu atât mai bine pentru tine ca viitor specialist într-un domeniu anume. Deci, matematica este instrument de lucru pentru alte discipline. Nu trebuie văzută matematica așa, izolată. Păi, da, ai aparatul matematic, pentru că e fizica, pentru ingineria, pentru toată partea asta, tot ce înseamnă partea, să spunem, tehnologică, mă mai spun de IT-ul, informatica, toată povestea. Fără matematică, n-ai nicio șansă. O gândire algoritmică bine pusă la punct îți oferă o șansă imensă în informatică. Și acum, hai să vedem dacă ar fi pus, dacă poate am integral din 1 supra x pătrat plus a. X pătratul s-a pătrat de X, egal cu
foarte bine spre modelul știut, adică primitivă, derivata lor tangentă, act tangentă din X, derivat, din 1 spre 1 pus X pătrat, da? 1 spre 1 pus X pătrat. Dacă aș zice arc, tangentă, arc, tangentă din X pe A, totul derivat, face 1 supra 1 plus X pe A, A plus A, totul de A. Și este egal mai departe, ca să vedem cine este. Adică am plăcea numitor și în ce se așează, cum se așează ea. Egal cu 1 supra a pătrat, au a pătrat al lui Iisus, supra X pătrat, plus a pătrat, volum de A, faci cum era arc tangentă din X pe A. Deci eu contact pe cineva care derivată să facă 1 supra X pătrat plus A pătrat. Răspunsul așa se face. 1 supra A tangentă din X pe A plus o constantă. Și găsesc formula. Acum, mi se dă. Ce ați supărat să întrebă chestia asta? Că să arunte niște formule și vă numează primitivele. Să vă dau tabloul primitivelor. Deci sunt și eu tabloul acela, îl învățați și ne-am gândit lucru. Nu. N-ai nicio șansă să-i convingi pe copii așa. Ci trebuie să vezi care-i motivul, de ce s-a ajuns acolo. Să-i destrânești curiozitatea. Da? Ca și aceștia, nu sunt dispuși. Nimeni nu-i dispus să muncească fără să înțeleagă că este de folos. Nu faci. De aceea vă spun că în volumul acela pe care l-am scos, era la primitive, am început cu motivația. Nu știu ce să vă zic, așa vă spuneam și de algoritmul de extragere radicală, undeva legea 20 și ceva. Tot mi s-a întâlnit acolo în minte ce și cum, ce și cum, ce se întâmplă cu cum o fi, cu eu venit în minte, ce s-a întâmplat. Ei, îl vedeți în șirul celor 1100 de lecții. La un moment dat, lecția asta, 20 sau 22, algoritmul de extragere radicală, pătrate, chiar dacă trasați pe gura lor din noi strage de cei pătrate, apar și eu acolo. Google-ul mă știe că am pus la punct acest algoritm. O să vă placă. Astăzi am urmărit la televizor, iarăși cum un gălățean, n-am abandonat-o, o dată de două ore, supărat, ce face el, făcusem pe învățat și o reușit și acum este un specialist foarte bun cu... avea în el partea asta creativă, de mic, spunea. Stricam tot felul de mașină, tot felul de curiozitatea. Asta este elementul important. Deci, credeți-mă, ce mă frământ eu acum este să pot ține să spunem, partea asta creativă, să o pot ține în stare vie, să rămână în fiecare din tineri, să rămână activă. Este lucru fantastic care mi-l doresc. M-a sunat astăzi iarăși ceva pe care era și mă mică, pe clasa 5-a, copilul,
Nebuniți sunt părinții, vor să știi cum să ajute copiii. Profesorii vin la fund niște informații pe tablă, sunt într-o de condecrinolată maximă. Nu știu încotro să apuce. Sper că vom mai spune atunci. Nu apare bine să spun asta? E, voi, cei care trebuie să faceți, părinții, care ați descoperit, transmiteți cât mai multor dintre cei din jurul vostru, elevii care descoperă, faceți acest lucru și la un moment dat se va crea presiunea. În momentul de față, câteva milioane de accesări, înseamnă ce? O șansă mare pentru voi. Și de aceea supărarea este foarte mare, pentru că nu este asigurată egalitatea șanselor. Nu mai spun de marea dramă a celor care nu au acces la internet, și noi suntem dintre țările cu cel mai mic procentaj de accesare la internet, se pare că 30% nu au accesat vreodată ceva pe internet. Deci nu au șanse, este formidabil. Ce fac copiii aceia? Nu mai ajung la profumare. Nici cei care au internet nu ajung, pentru că nu știu. Mi s-a întâmplat așa, să stau de vorbă. Tu ai auzit profumare? Nu. Sigur că nu se găsește ceva să spună de sus de acolo, spună. Da, există profumare. Atât. Și atunci s-a asigurat egalitatea șanselor tuturor celor care au internet. Și ceilalți, o mai vedea ce vreau putea face. Da. La asta cum se ajunge, ați văzut că este Projele Univers. Eu n-am vrut să mă rugesc prea mult, doar să vă spun că aveți o mare, mare șansă dacă reușiți să descoperiți Prof. Online. Vedeți volumele cele care am scos, plus lecțiile care sunt, ce să vă spun, succes, învățați. Și nu copiați. Cam o să ajungem o țară de flageatori. Ce să, dacă, apropo de asta, doctoratele, dacă s-ar pune problema să se meargă la rădăcină, să vadă nu știu câte zeci de mii de doctorate sunt, cred că, nu exagerez, 90% sunt plagiate. Păi cum se face că apară doctori în tot felul de domenii și noi suntem în cercetare și în inventing și sunt tocmai la pată, din ce în ce mai în urmă. De ce? Cum? Ce ai făcut? Ce ai inventat? Ce ai reușit tu să creezi prin lucrarea aceea? Care e noutatea? Nimic. La revedere!